E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Hello! Voi știți povestea, povestea puișorului îngânfat? Dacă nu, am să vă spun eu. Păi se spune că odată un puișor a găsit pe drum o coajă de pepene. Și cum peste noapte fusese o ploaie mare, coaja fusese luată și dusă aproape de gârlă. Acolo a găsit-o puișorul plutind la marginea apei. Ce bine! A zis el în gând. Mi-am găsit o barcă și mă voi plimba cu ea pe apă. Astfel, puișorul nostru sări în barcă și începu să se plimbe singur pe apă. Dar când se plimba mai cu drag, iată că în fața lui ieși o broască, care spuse: Puișorule, te rog frumos să mă iei și pe mine în bărcuța ta, să ne plimbăm amândoi. Dar puișorul nostru îi răspunse: Singur! Singur vreau să fiu! Singur vreau să fiu! Nu te primesc! Nu! După broscuță veni o a doua viețuitoare a apei, un rac care îl roagă și el la rândul lui pe puișor să-i fie tovarăș în bărcuță. Dar puișorul îi răspunse și acestuia: Singur vreau să fiu, singur vreau să fiu. Și ce făcu el? Se plimba fără să se uite la rac. După rac veni și țânțărașul apelor, care se rugă frumos de tot: Te rog, puișorule, primește-mă și pe mine în bărcuța ta. Hai să fim tovarăși buni. Dar nu este primit nici el. Iată însă că în timp ce se plimba mai cu drag, veni o ploaie care îi răsturnă bărcuța, iar puișorul căzu în apă. El se văzu prins între niște fire de brădiș de pe fundul apei și nu mai putea nici să se miște de prins ce era în sforile brădișului. Prieteni, ajutor, mânec! Atât a putut să zică puișorul nostru, care a fugit de tovarăși. Broscuța, care era în apă, l-a auzit și l-a recunoscut. Repede s-a dus la el și l-a scos la mal, speriat de ceea ce a pățit și înfricoșat că ar fi putut să se înnece. Broscuța a vrut să-i arate că nu e supărată de ceea ce-i făcuse. Ea îl va ajuta acum ca o bună prietenă. Scos la mal, puișorul tremura, se învenețise de frig și nu mai putea să se miște, fiind legat de firele de brăduț. Dar n-a refuzat să vină nici racul, care s-a grăbit, nevoie mare să ajungă la puișor. I-a tăiat firele, sforile, iar după el, țânțărașul, repede a venit cu acul lui, i-a făcut o injecție și l-a însănătoșit. Văzându-se ajutat de cei trei prieteni pe care el, puișorul, i-a refuzat și față de care s-a purtat urât, puișorul a lăsat capul în jos și i-a rugat pe toți să-l ierte, că nu se va mai purta așa pe viitor.
mulțumindu-le frumos că le-au ajutat să scape de la moarte. Astfel, ei au rămas buni prieteni. Ei, dragi copii, abia acum a înțeles puișorul că nu e bine să fugi de prieteni și să trăiești singur și mai ales să te porți așa de urât cum s-a purtat el. La revedere, copii! Ne vom vedea mâine la povestea de seară. Hello, hello, hello! Sau bună, bună, bună! Și hura că am venit la o nouă emisiune de povestea de seară cu cele 20 de povești minunate din această carte. În această seară vom citi povestea Lupul și cei 7 iezișori. Mama capră trăia cu cei 7 iezi într-o casă de țară, în mijlocul pădurii. Toți iezii erau foarte frumoși și isteți. Înainte de a pleca la școală, mama capră îi spăla și îi pieptăna, iar la plecare îi săruta spunându-le: copilașii mei, să învățați bine pentru a deveni niște iezi de folos. Da, mamă, răspundea un cor. Într-o zi, capra trebuia să se ducă la cumpărături și le zise sfătoasă: ascultați, fiilor, să nu deschideți ușa la nimeni. Fiți atenți cu lupul care vrea să vă mănânce. Are vocea foarte răgușită și labele negre. Când mama capră plecă, iezii încuiară bine ușa căsuței. Dar nu trecu mult timp că bătu cineva la ușă. Deschideți repede, că sunt mama voastră. Cel mai mare dintre iezi răspunse: tu ești lupul, pentru că mama are vocea blândă și a ta nu este vocea mamei. Pleacă! Lupul se duse la farmacie și cumpăra pastile care să-i subțieze vocea, se întoarse apoi la casa caprei. Deschideți, copilașii mei! Spuse de data aceasta cu altfel de voce. Sunt mama voastră! Cel mai mic, care era foarte isteț, țipă: arată-ne labele! Lupul întinse laba și se văzu că e neagră. Nu-ți deschidem răule, că tu ești lupul, țipară iezii. Mama are copitele albe. Lupul înfuriat se duse la brutărie și își albi ghearele, acoperindu-le cu făină. Copilașii mei, spuse cu voce blândă, sunt mama. Mai întâi arată-ne labele, răspunseră iezii. Lupul le arătă ghearele pe gaura ușii, erau atât de albe încât iezii crezură că era mama lor și deschiseră ușa. Ce speriați fură când îl văzură intrând pe lup. Unul se ascunse sub masă, altul sub pat, altul în cuptorul stins și cel mai mic se ascunse în cutia ceasului cu cuc. Însă lupul isteț îi mâncă pe toți. Se salvă doar cel mai mic, ascunse în cutia ceasului cu cuc. Ah, sătul de cât de mult mâncase, lupul fu cuprins de un somn adânc și a dormit. Când mama capră se întoarse acasă și începu să-și strige iezii, numai cel mic răspunse: mămicuțo, sunt aici, în cutia ceasului. Lupul i-a mâncat pe toți frățiorii mei. Mama capră și ieduțul plecară în căutarea lupului ca să-l pedepsească. Imediat îl găsiră sfărăind la umbra unui copac. Mama capră spintecă cu un cuțit burta lupului și toți iezii ieșiră vii și sărind în sus de bucurie. Aduceți-mi 6 pietre mari, le spuse mama capră. Le voi pune în locul vostru pentru ca lupul să nu observe burta goală. Iezii aduseră pietrele și mama capră le puse în burta lupului, cosându-i-o după aceea. După puțin timp, lupul se trezi foarte însetat și se duse la râu. Întinse gâtul ca să bea apă,
dar greutatea pietrelor îl trase și căzu cu capul în apă. Lupul se scufundă în apă, fiind pedepsit astfel pentru răutatea lui, în timp ce mama capră și iezișorii ei se întorceau acasă, fericiți că sunt din nou împreună. Ne vedem data viitoare la emisiunea Povestea de seară. La revedere, copii! V-a plăcut povestea? Păi voi cât timp ați ascultat povestea? Eu m-am uitat într-un acvariu. Toată ziulica! Aștea să mă uit la peștișorii colorați din acvariu. Ce frumoși sunt cei roșii! Ce minunați sunt cei cu solzi argintii! Cei mai mari, cu dungă închisă, trebuie să fie părinți. Cei mai mici și zburdalnici trebuie să fie cu siguranță copii. Un singur lucru nu înțeleg. Dacă peștii nu latră, nu miorlăie, nu măcăie și nici măcar nu vorbesc, păi cei mari pe cei mici când nu sunt cuminți, în ce fel de limbă îi dojenesc? Puteți să-mi spuneți și mie? Ne vedem data viitoare la povestea de seară. Noapte bună, copii!